Așa, dar dragi doi, iată că suntem triști acum. A fost o lecție foarte frumoasă. Să schimbați subiectului. Da. Dar o pot deschizi foarte tare. Mai facem un o dată. Deci, să ați mă, nu mai faci. Ca să vadă prietenii. Facem subiectul 3 și facem 1 și 2 pe scurt, la sfârșit. Și îl face. Mai rezultate, da. Știi ce? Exact. Nu mai faci aici. Și nu primi să mă duc acasă. Cum, o luăm la capăt? Da. Dar rezultatul, scurt. Dar închideți așa la dumneavoastră, vă rog. Da, da. Mă rog, văd că dumneavoastră, frate. Ai zis, bună ziua, bună ziua, bună seara, zi, hai. Ce-o să zi, la capăt? Hristos a înălțat. Așa s-a înălțat. Subiectul 1-1. Yes, 1. Punctul 1. 2 la 2017, împărțit la 17, împărțit la 2 la 2016, rezultatul calculului este... 16 egal cu? 2. Răsturnatul numărului 231 este? 231 este? 132. 3. Deșteptă-ți, doamnă profesor. Partea întreaga numărului. Minus 3,2 este? Minus 4. 8. Da, eu ca așa am explicat și am făcut tot felul de chestii. N-am trebuit să înregistrăm, da? Da, prima ușură. Așa, 4. Înălțimea unui trunchi echilateral de latură 2 cm este? Deci trunchi echilateral. Celălalt de echilateral. Latura egal cu 2 cm. 2 cm. Atunci, înălțimea este? H egal cu? Radical din 3. Păi ce faci? Așa. H egal cu el, radical din 3 pe 2, 2 pe 2, 2 și face radical din 3. 5. Fie o sferă cu raza de 1 decimetru. Sferă, deci, sferă de centru O, rază 1 decimetru. Aria acesteia este? 4 pi decimetri pătrați. 4 pi decimetri pătrați, da? 4 pi iar pătrat. Subiectul 2? Este 2. Primul, am desenat o sferă. Da. Desenați 1. O sferă. Desenați o sferă. Faceți un cerc mic, dacă vreți să scoateți. Un cerc mic, 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 modul din x minus 5. Plus radical din y pătrat minus 6 y plus 9. Y pătrat minus 6 y plus 9. Plus radical din 25 z pătrat plus 10 z plus 1. Eu. Plus 10 z plus 10 z plus 1. Egal cu 0. Egal cu 0. Am calculat x egal. Dar aici are de fapt. Deci echivalent. Aici ai fi la mamă de plecat. Modul din x minus 6 plus modul din y minus 3 plus modul, 5, modul din 5z plus 9 egal cu 0. Așa. Adică modul din 5. Cum? Modul din y de x mai mare egal ca 0. Așa. Acolo arată modul din x minus 5 egal cu 0. Modul x minus 5 egal cu 0. Y minus 3 egal cu 0. Modul din x minus 3 egal cu 0. Și modul din 5 z plus 1 egal cu 0. De unde rezultă că x? X egal cu 5. Y egal cu 3. Și z egal cu minus 1 plus 5. Egal cu minus 1 plus 5. Da, hai să spunem că am pierdut partea frumoasă. Când la ultima mama lui ce frumos vorbește. Deci o să zic că... Acasă, nu te mai plăcești acasă. Când ești tu acela. Exact. Vedeți ce repede am zis. Când ești tu acela, nu sunt umăr eu. Da. Vedeți ce repede am zis. Dublă, deci când ai umăr. Din două știi, ce umăr. Nu s-a zis primul, fără... X număr.
Deci dublăm un număr și adăugăm 10. Deci 2x plus 10. Ia, 2x plus 10. Dublăm apoi rezultatul și adăugăm 10. Dublăm apoi nou rezultat și adăugăm 10. Obținem 270. Egal cu 270. Aflați numărul. Am intrat acolo și pe iad.
Și mă uiteam așa, ce să fac eu? Mă, ce putea ăștia? Și lucrau la o tablă, pe acolo, minun. Mă pricepeam mare lucruri. Jumătate pricepeam și făceam ei. Asta se întâmplă. Facultatea nu se oferă nicio suport. Uitați-l toată materia de liceu, făcând tot felul de trăsnei pe acolo. Mai mult, le-am făcut cercetări operaționale, chestiuni de optimizări, lucruri de... Care aveau și treabă cu... Și aveau treabă cu treaba de profesori. Cu treaba de profesori. Și așa că m-am dus acolo, sperați, știți ce s-a întâmplat? Supărat. Cum vă închipuiți? M-am apucat să steam cu... Doamne, nu niciodată. Cu pătura în cap, noapte, seara, doamne, dimineața. Și învățam, mi-era rușine de mine, cum să mă prezint eu la clasa acolo și să știu numai lecția aceea pe care o făceam la clasa nouă. Dacă mă întreabă ceva. Dacă mă întreabă ceva, într-o acolo, pe pochetul de-o. Asta, asta s-a întâmplat. Deci am muncit și am învățat continuu, 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 până când am ajuns și eu să fiu suport așa, regalitatea. Să scontoriți. Așa este. În doar 2 ani zile am ajuns, am produs subiecte la Gazeta Matematică, propunător am ajuns, nu mă recunoșteam pe mine. Dar așa pe mine. Da, da. Mergeam în stradă, o spuneam pe oricine. Ia. Da. Domnul. Da. Nu știu câte lumea care recunoaște chestia asta. Dar dacă asta e realitatea pe care îmi trebuie. Și mai spune și poate la lungul de lume într-o iară, nu numai România. Bă, apropo de ce face școala în final. Oricum, dar nu, șase clasică, nu? Da, da, da. Mă trebuie lecția învățată. Matista, în vizionar, ștergeam robata. Depuneam mare efort ca să... Să fie tu trei, prea mă mergem. Nu ipoteza, am făcut prun de cont circulat pe. Deci, prun de cont circulat pe, da. Prun de cont circulat pe. Are media aritmetică a lungimilor razelor bazelor 5. Media? Aritmetică. 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 Adică raza mare plus raza mică pe 2. Egal cu 5. Egal cu 5. Înălțimea de 3. Adică eu aș mai doar așa, adică, ca să nu-ți facă loc. Iar mare, cu se mic, egal cu... 10. Putea să fie drăguți. Așa. Putea să fie drăguți sau nu? Ei, da. Să bază media aritmetică, da? Înălțimea este egal cu 3. Așa, egal cu 3. Centimetri. Generatoarea este 5 centimetri. 5 centimetri. Amic. Calculați. Arătați că raza bazei mari este cu... Nu zic. Raza mare. Arătați că raza bazei mari. Raza mari. R mare. Asta faci că R mare egal cu 5, da? Corect. Eu știu, dar vă zic. Deci, volumul trunchiului de cont. Volumul trunchiului de cont. Și ce? Calculați măsura unghiului sectorului de cerc care reprezintă desfășurarea suprafeței laterale a conului din care provine trunchiul. Așa. Adică la A, V, A, V, A, aria sectorului. Aria lui A, V, B, nu? Da, da, A, V, B, corect. De calcul se întâmplă așa. Cam asta. Asta e, da. Pornim la treabă să desenăm și noi într-un indicor, da. Nu? Da, da. Deci, cum mă spuneam, adică încerc eu să fac asta. Fac mai întâi un trapez isosceral, adică secțiunea axială. Așa, și acum... Iată... Am fost desenat trunchiul de cont A, C, A, B, B, B. Deci, înălțimea este 3. Am notat-o oprim? Oprim, corect. 3 cm. Generatoarea 5 cm. 5, să înțelegi, cm, o să mai... 3, 5.
Și rața mare plus rața mică este 10. Cum aș încerca să cum procedez aici? Atunci am văzut de așa. De aici, da? Și notăm cu M. Și cât este M? M, Adi? M, B. E dat cu R mare, minus R mic. Dar el cum e mers înainte? Păi știu ce nu din tot celălalt. Deci înseamnă asta e M, B egal cu R mare, minus R mic. Hai, repede. Și atunci R mare, minus R mic, cu cine ar fi egal? Cum ar fi? R mare, minus. Ce trebuie să fie? Asta e 5, asta e 3. Teorema ar fi la vreo. Hai, simt. Deci, mă voi egal cu radical din 25 minus 9. Adică 16, 4 cu 3 și 4 și 5 nu sunt mai puternice. Eu mă așteptam să spui Ermane cu zilelica ca cu 4. Asta înseamnă că tu ai calculi făcut înainte. Ermane nu mai e acum. Ermane, deci Ermane din zilelica ca cu 4 și de resurt Ermane plus zilelica. Egal cu 10. Iată sistemul. Maria, de aici, la dăm repede și zicem 2 ori mare egal cu... E egal cu 14. Așa, deci ori... Deci ori mare egal cu 14. Corect, domn profesor, corect. După ce am găsit ori mare, asta e la întrebare, noi am găsit și ori mic. E 3. Ori mic. 7, 3. 7 minus 3 egal cu 4. 10 minus 3. 10 minus 7, 3. 10 minus 7 egal cu 3. Deci am găsit și ieri. Da. Bun. Și acum știind de mare și ieri, trecem la punctul B. La B trebuie să aflăm în volumul trunchiului tor. Formula. Volumul trunchiului tor egal cu? PH pe 3 pe lângă e mare pătrat pe mic pătrat plus e mare. Și era copiii noștri între ei. Iar mă întorc mai bine în mine. Mă gândesc așa, dacă eu am fost ambițios așa, mă am putut să... Dar cei care nu sunt preocupați să schimbi statutul, stau așa toată viața ca să văd. Am spus acolo și v-am spus că am făcut o oră de engleză, eu nu știu nicio cu catalogul. Dar eu cred că n-ai cum, domnul profesor, să nu-ți schimbi statutul, cât e plic. Și vă dați seama ce înseamnă asta? Cât de ce te-ai făcut profesor? Nu, eu știu situația de asta. De atâția ani mă duc la teatra și mă duc... Deci știu situația că ești la pensie, colega mea de matematică, de nu știa nici măcar o zecime din programă. Nu vrea. Deci nu știa o zecime din programă. Și pe da, era și director, era și... Și era pe acolo și... Cu pretenții la clase, că se duce și la clase bune și... Deci așa asta, de aceea învățământul a fost distrus. Eu când am ieșit și am spus că învățământul e prea făcut, mi-am asumat acest risc vorbind în felul ăsta, spunând niște realități. Astăzi în biserică, că ai fost la biserică, da, așa, cineva acolo spunând de dreapta s-a ridicat, nu de mine, și m-a felicitat și a spus, vă felicit domnul profesor, că v-am urmărit la televizor. A spus niște lucruri minunate. La televizor, la tele... Da, emisiunea aceea. Da, niște lucruri minunate. Adevărate, zice. Adevărate. Vă felicit. Ați avut curajul să spun despre lucrurile. Da. Iată că am avut și curajul să spun despre statutul profesorului care nu este preocupat să schimbe calitatea de lui cu care iese din școală. Școala este de acolo. Vai de mamă. Da, știm tot că mă fiu. Hai, nu e bine, nu faci tine. Acum dată, egal cu pi ori 3 plus 3, pe lângă iar mare 7 la 49, plus 9, plus 21. Plus 21. Ce face? Egal cu pi, pe lângă, 79. 79, da? Da, da, da. Nu scriu ce spuneți voi, dar... Da, ce? Așa. Mai plâng ceva aici. Domn profesor. Ia să vedem. Nu. Pi o 79 în ce? Pi o 79 ce anume să? Centimetri cub. Așa.
centimetri, pi 79, sau 70. Pi. Pi centimetri cubi. 79, pi centimetri cubi. Punctul C. A lui A, B, B. A lui A, B, B. Trunchiul ăsta provine dintr-un conan. Uite, așa. Uite, le vedeți? Da. Asta e. Acum ajuns aici. Ce vreau să-mi dat la semănării? Păi... Apa nu, V, V, A, E. Adică dacă noi l-am tăiat după generatoarea V, A sau V, mai citesc o dată. Calculați măsura unghiului sectorului de cerc. Măsura unghiului, calculați măsura unghiului sectorului de cerc care prezintă, care reprezintă desfășurarea suprafeței laterale a conului din care provine trunchiul. Am înțeles. Măsura unghiului ABB, nu? Da. Deci măsura unghiului A, B, B. Dar nu ABB aici. Nu. După desfășurare. După desfășurare, după, da. Desfășurare. Era chestia că 360 ori măsura lui... Să nu spui cu formule, că știi că nu ceva cu măsura lui... Din runa nu le știu. Da. Facem un cerc, așa cum ne-ați învățat. Sigur că da. Deci eu am să desfășor... Colo. Îl dai după asta. Da. Și atunci, când am tăiat, când am desfășurat, practic, raza va fi cine VA sau VB. Generatoarea. Generatarea nu a trunchiului, ci generatarea conului, da? Asta. VB. Și atunci, eu desenez un cerc. Bă, dacă nu le știu, nu le știu. Nu trebuie să mă descurc. Dar nu trebuie să mă descurc și să... 360 ori. Așa. Și acum, nu știu, nu mă spun. Nu știu, mă, dacă nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Cine se numește? Cine se numește? Cine se numește? Ia să vezi acum, minunea. Ca să descoperi formula. Exact. Genia asta aici, ceva de genia asta, genia asta. Păi, n-am control de formule de cele pe care nu le pot gândi, nu le pot găsi acum, nu le pot argumenta cum este area laterală. Area sferei și cu volumul sferei. Exact, e mai bine. Așa. După desfășurare. Asta e V-ul normal. Aici e A și aici este B. După ce l-am desfășurat, l-am desfăcut, conul ăsta i-am tăiat după V, A, B. Am tăiat după VB. Asta e zona pe care o am aici. Nu? Așa. Deci e zona... Ce este asta aici? De unde provine ea? Poate asta. E desfășurarea... Ce? Conului. Nu a cerului, conului. Când am făcut conul, am tăiat așa. Și am făcut așa. Da. E conul. Acum dacă aș... l-aș strânge, face conul, face conul dinainte, da? Da. Și spune, zice, găsiți voi unghiul ăsta, știind area laterală, că A, B, B reprezintă area laterală a conului. Desfășurarea suprafeței laterale a conului. Asta e. Deci area laterală a conului... Sau nu area laterală? Sigur că da. Area laterală a conului. Area laterală a conului. Egal cu cine? Ce formulă era? PRG. PRG, da? Da. PRG, ne amintim bine, da? Da. PRG. PRG. Asta este. Ce adică, PRG? Egal cu P. Ori raza 7. Raza 7. Și ori generatoarea... 5. Acolo. O aflăm repede pe aia, dar... Asta toate? VB? Oare VB? Da, VB din copul, din BBB în plus... VB prim.
Cum am făcut? Vrebă, așa. Deci, verbe prin supra-verbe. Pe cam 6 supra-verbe. Da, verbe prin supra-verbe. Egal cu raza mică. Nu, doar în ce? Nu, verbe prin la asta. Deci, raza mică supra raza mare. Trebuie așa, pe triunghiul, la V, aprim pe prim. V, A, V? Aprim pe prim, face mai V, prim pe prim. Păi, dar mă duc pe unde? V, aprim pe prim? Adică trebuie să iau egal mai departe cu aprim pe prim supra AB. Da, așa. Eu aș fi văzut că e el mic, el mare. Exact, mare. Adică triunghiul V, O, B și cu O, B prim paralel. Și zic V pe prim supra V pe, da? Da? Egal cu R mic, R mic, supra R mare. Egal cu 37. 37. Și iată, eu știu pe V pe nu știu. Dar mă pot, pe V pe îl pot gândi ca fiind. V pe prim plus V prim V. Exact. Deci, echivalent. Hai să-mi place, adică îmi vine mai bine. V, B, B. Supra. V, B, supra, V, B, B. V, supra, V, B, B, B. Egal cu 7 pe 6. De acord? Da. Și pe V, B, deci, în loc de V, B, V, B, plus V, B, prim. V, B, 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 prim. Egal cu 7 pe 7 plus 3 pe 3. Stop, deci 7 pe 3. Dar nu e 7 plus 3 pe 3. Nu, nu, relația, dar pe VB l-am descompus ca fiind VB-ul totul, se compune din VB prim plus VB prim. Nu? Și acum distribui pe VB prim celor să fie 1. Și apare pe 1. 1 plus 5 pe plus 5 supra VB prim. VB prim egal cu 7 pe 3. Adică 5 supra VB prim egal cu 7 pe 3 minus 1. Adică 5 supra VB prim egal cu 4 pe 3. Eu ne spatem pe VB prim. VB prim egal cu 15 pe 4. Da. 15 pe 4. Dacă știu... Am o întrebare, totuși. Imediat, da. Terminăm cu ideea. VB primul știu, Adi, BB primul știu, atunci am zis pe VB. Și urmează, VB este egal cu VB prim plus B prim B. B. Și este egal cu... VB prim care e 15 pe 4. 15 pe 4. Plus 5. Plus 5. 4 e 3, bă, nu, 4 e 5. Cât ești? 35 pe 4. 35 pe 4. Așa, rândat VB, 35 pe 4. Adică e generatoarea de care am eu, adică ăsta este, deci, nu? Da. Bun. Și acum mă duc în formulă și zic egal cu 7 ori VB, 35 pe 4. Ori e pi, da? Și face 7 ori 35, 7 ori 5, 35. 5, 7 ori 3, 21. Și pe 24, 245 pe 4, pe 4 pi centimetri pătrați. Asta este area laterală a corpului. Mirna, te rog. Ea n-a înțeles că e vorba vorbește. E area laterală. Păi, hai să mai urmări programul. Ea zice, aici zice, calculați măsura unui sector de cercet, care reprezintă desfășurarea suprafeței laterale a corpului. Desfășurarea, suprafeței. Iar n-ar fi înțeles asta. Suprafață, mi-am zis că suprafață înseamnă aria. Deci, câte vreme autorul mi-a spus că după desfășurare, sectorul ăsta circular se obține de acolo, pot să mă gândesc la chestia asta, de la aria laterală. Altfel, cum ai fi mai putut gândi? Și cum ce vă ajută ca o plătare laterală? Bun, urmăriți-mă. Avem o treabă, da? Deci, Miruna. Ori mă duc pe area laterală și voi afla cât reprezintă pentru un grad, ca să termin ideea asta pe varianta asta și mă gândesc și la o altă idee, ca să vedem pe partea cealaltă. Și acum,
pentru a afla cât reprezintă pentru un singur grad, înseamnă că din 360 de grade, din area cercului, pentru un singur grad, un pat la 360, ca să află area unui sector circulant de stat. La area unui corespunzătoare pentru un singur grad. Da. Deci, area cercului egal cu pi, el pătrat. Și egal cu pi, ori raza care e VA. La noi, da. Sau VB. Generatoarea, sau cum V. Da. Hai să zicem VB pătrat, să-ți ai da. La pi. Ori VB care am găsit-o, sau VA, cum este undeva. Ai calculat-o acum? VB. Ori 35 pe 4 la pătrat. 35 pe 4 la pătrat. Și face egal mai departe cu 35 la pătrat ori pi supra 16, da? Asta e toată area cercului acesta. Dar noi o vrem pentru un singur grad. Pentru un singur grad, deci area sectorului B, B, M, când e un grad, pentru un singur grad, înseamnă să împart tot area cercului ăsta la 360. Deci, area lui M, V, M, V, B, da? M, V, B, acestui M, V, B, egal cu 35 la pătrat ori fi supra 16, ori aici totul supractat asupra 360. Da. Da? Adică ori 300, aici spun la numitor, 360 de grade. Da. Bine. Asta e pentru singur grad. Dar ca să văd să acopăr toată asta, înmulțesc cu câte grade are unul. Așa. Deci, area atunci a lui B, V, A, B, V, A, area de B, V, A, este egal cu 35 pătrat pi supra 16, ori 360 grade, ori N grade. Nu știu câte grade. Dar acum, asta e tocmai area laterală a conului. Asta de aici e area laterală a conului. Pe care am făcut-o. Area laterală, totdeauna secundă. Area laterală. 245 pi pe 4. Deci voi avea. Ia să știu ce mare. Sus. Aici. Așa. Sigur. Aveți voi diferențe elită. Ce? 245. Că de acolo nu mai aveați nevoie de ea. Deci, acum am făcut legătura cu area conului, nu? Și acum se află el, în modul de grade, de acolo. Și din egalitate se descopie el. Deci, voi spune ce am. 35 pătrat pi supra 16 ori 360 grade. 16 ori 360 de grade. Ori N. Ori N grade. E cam cu... Și ziceți cu legătura cu 245 pe 4 pi. 245 pe 4. 245 supra 4 pi. Pi. Printr-un pi simplificăm. 4 cu 16 rămână 4. Și 35 cu 245. 35 la a doua. 35 la a doua. Mirna, te rog să vezi 245 din cine a fost o opțiune. Cât ori cât. Dacă nu, hai să împărțim printr-un 5 egalitatea asta. 25 la 5, 7 la 2 5. 7 la 2 ori 5, da? Da. Deci să scrie egalitatea din om, echivalentă. 3, 7, 5, 7, 5, 7 la 2, 5 la 2. 7 la 2 ori 5 la 2. Supra 4 ori 360 de grade. Ori N grade. Pe este egal cu... 7 la 2 ori 5. 7 la 2 ori 5. Atât. Atât. Pentru 5 simplificăm, 7 la 2, 7 la 2, pentru 5 simplificăm, pentru 1,
Și echivalent, cum a spune că... Acum, 5 la 3. Da, 4 plus 6 egal cu 1. Rămas în 5 aici, nu? Da. Și 5 ăsta cu 36 se poate împărți. Dar rămas 36 se poate împărți. 72 de grad. Și acum apare că 1 supra 4 ori 72 de grade, 1 supra 4 ori 72 de grade, adică e în grade. Da, egal cu 1. Egal cu 1. De unde deci, rezultă? Egal cu 4 ori 72. E egal cu? 288. Cât? 288. 288 de grade. 288 de grade. Adică, unde există un 288 de grade, da? Vreau să vă zic că dacă îmi dădea o mână mai mare de 36 de grade, a fost o prostie. Dar nimic, normal, nu mai ajunge. N-avea cum să vă iei mai mare de 36 de grade. Da. Deci, există. Deci, unghiul ăsta este un unghi mai mare de 180 de grade. Există un unghiul mai mare de 180 de grade. Când am adunat așa, este conul respectiv. Acum, asta a fost varianta cu ani. M-aș mai fi putut gândi la următorul lucru. Deci, de la întrebarea ta, că eu nu m-aș fi gândit la asta, aș spune așa, dar tot unghiul ăsta e frământ între noi. Da, V, da? V, A, B. Asta pe care V, A, B. Acum, generatoarea am aflat-o mai bine. Da. Mă gândesc să știu arcul de ăsta de cer tot. Corect. Arcul ăsta e fost cerc al corului. Da. E 2 pier. 2 pier cu raza de 7, nu? Da, era 7, da. 14 pi. Zicem așa, lungimea arcului AB, lungimea arcului AB, este egal. Măsura lui 2 pi, iar din problemă, aș face 2, ori 7, ori pi, adică 14 pi. Asta e tot. Eu pot să știu lungimea cercului acesta cu raza de A sau de B. Da. Deci lungimea cercului, cercului cu centrul V și de rază V A. Egal cu 2 pi. Oricât vă dați de A cu pi. 2 pi V A. Sau de B. Sau de B. De B. Am calculat noi. 35 ori 35. 2 pi ori 35 pe 4. Da, da. 2 pi ori 35 supra 4. 2 cu 4 simplificăm și face 35 pi supra 2. Este lungimea cercului mare. Da. Pentru un singur grad. Lungimea arcului de un singur grad. Da. Pentru un grad. Înseamnă tot cercul mare să-l împărțim la 360. Da. Unde a rămas în locul? Deci lungimea cercului cu vârful VA. Deci lungimea cercului cu vârful V și de rază VA sau VB, nu e VB, am calculat în problemă. Da. Nu-i 2 pi... Ierul? 2 pi, nu ierul ăsta. Ierul cercului de aici. Da. Care e V? A, am uitat. A, s-a făcut. E ca o plan lungimea cercului tot și aia. Așa. Și lungimea arcului VA. Și lungimea arcului AB. Asta, asta care provenea din desfășurarea... Conului. Conului. Și din 35 pi pe 2, împărțimea 14 pi? Nu. Eu vreau acum, că știu lungimea acestui cerc în totalitate. Da. E cât? 35 pi supra 2. Da. Dar pentru un singur an. Lungimea cercului pentru unghiul pe toarcul ăsta. Hai să zicem V, V, M. Deci lungimea este ea. Atât. Pentru o singură dată. E calcul. Deci lungimea căruia, că vreau acum, B, V, M.
arcul ăsta. Înseamnă tot ce e bun, să nu facem la 30. Deci, nu, supra. Da. Supra 30. Deci face 35 pi pe 2, ori 360 de grade. Dacă e pentru un grad, atât. Dar pentru e în grade, îmi ții spune și zic acolo lungimea arcului BVA, lungimea arcului BVA, egal cu 35 pi supra 2 ori 360 de grade, ori e în grade. Ori e în grade. Dar asta toate am calculat-o. 14 pi. E 14 pi. Și acum e că vezi. Lungimea asta calculată din lungimea cercului de la baza polului, care e arcul ăsta de aici. Și ăsta de aici. Și e că vezi. Cele două. Legați pe cele două. Deci lungimea BVA de două căi. Din cercul mare. Mi-are două căi așa și aici. A, exact asta. M-am referit la lungimea pe două unghiuri văzute. Din cercul de bază și din cercul mare după desfășurare. Cu raza la cer. Ne-a dat zis, dar dacă nu m-am făcut din față. Păi asta e. Dar nu am corect. Da? Dar raționamentul este corect. Da. Da, raționamentul corect. Dar dacă nu, e o greșeală să o vedem. Sper să nu fie așa. Atunci ce zic? Asta de aici e egală cu 14 pi. Da. Deci zic, 35 pi. Nu mai, din cauza lui Mirul, nu am făcut ceva. Da, supra 2 ori 36. Chiar mi-am propus să fac asta. Păi. Supra cât? 2 ori 360 grade. Ori în grade. Ori în grade. Egal cu 14 pi. Hai să simplificăm acolo. 35 pi. 360. 5. 35 înseamnă 7 ori 5, mi-e urmă? 67 ori 2. Da. 7 cu 7. 72 ori 5. Cât? 72 ori 5. 5 cu 3, 72, da? Da. Și mai 72 cu 2, sau nu, ăla e ori. 2 ori 2. 2 ori 7 ori 3. Nu, 72 ori 2. Nu cu 2 de sus, de la 14. Hai, nu, acolo să nu se zice. Care îți face? Eu fac și niște greșeli de strepatică ca să am acoperit. Da. Deci, e în grade. Supra. La cine a rămas? 244. 144. Egal cu? 144 grade. Egal cu 2. Haideți că vă egal cu 2. Haideți că vă dau. E în grade. Egal cu 2 ori 144. Știți pe ce se și e cald de tot. Da. Da. Mi se întâmplă la asta. Așa. Hai, nu am problemă, dar prometa. Da, nu am problemă. Parcă o face ca să terminăm testul, că așa e corect. Așa. Vreau să vă zic că de-aia e matematica frumoasă. Deci, Miruna, am mușcat repede de întrebarea ta. Pentru că mi s-a părut interesant să surprind și varianta în care m-am gândit numai la lungimea cercului, nu la suprafața acestei zone. Și m-am pus problema aliei. Și am văzut-o pe asta ca fiind aria laterală. Am surprins și că bucata asta este cercul de bază. Cercul 2 pi, nu? Cu raza de, de, de,